făcute nu în micul Paris, ci în micul Istanbul, așa cum era cunoscut Bucureștiul în vremuri de mult apuse. Despre legendele care mișunau atunci, despre bucătăria ocultă, despre ce a mai rămas din Bucureștiul de altădată, vorbim în această seară cu un invitat special care, pentru iubitorii de carte, nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați romancieri ai timpurilor noastre, care strânește foarte multe emoții celor care o citesc. Doina Ruști, imediat la Prime Time News. Până atunci, să vedem care sunt titlurile orei 20. Aglomerația de pe plajă sau de pe voile munților s-a mutat pe șosea, așa că turiștii stau la această oră în mașini care înaintează cu greu către case. 1 mai înseamnă marșuri de protest și violență pentru turcii francezi. Atât la Istanbul cât și la Paris, manifestanții au fost întâmpinați cu gaze lacrimogene. A vrut să-și facă un selfie, dar a sfârșit tragic. Un tânăr de 28 de ani a murit după ce a căzut mai mulți metri în gol de pe un zid al cetății Deva. După ce s-au relaxat câteva zile la munte sau la mare, turiștii au fost nevoiți să dea piept acum cu traficul infernal. Bară la bară, în ritm de melc, mașinile au făcut cozi interminabile pe șosele. Așa se face că întreaga zi s-a avansat extrem de greu pe drumul dinspre munte către București. Corespondentul Realitatea TV, Raul Giugla, a fost întreaga zi în trafic. Raul, bună seara! Cam în cât timp s-a parcurs distanța dinspre munte spre București? Te rog, te vedem! Bună seara, Delia, bun găsit doamnelor și domnilor de aici, de la capătul drumului național 1, capătul de nerve al șoferilor înspre București. Se circulă mult mai bine în această zonă, unde se poate vedea că sunt deja trei benzi de circulație. Nu este o noutate pentru șofer că pe un drum mai lat încap mult mai multă mașini, poate doar pentru politicieni ar putea să fie o noutate. Ca să-ți răspund la întrebare, de la Predeal, de unde am plecat, și până aici, la intrarea în București, am făcut aproximativ 3 ore și jumătate, în condițiile în care vorbim despre un drum de aproape 130 de kilometri. Calculați dumneavoastră viteza medie. Știu că pe o porțiune de drum de 9 kilometri am parcurs-o în aproximativ jumătate de oră. Aia a fost și cea mai aglomerată porțiune pe care am străbătut-o pe drumul național 1. Am văzut și foarte mulți șoferi care au ales totuși trasele alternative, au luat-o pe drumul național 1A pe cheia Săcele, și alții care veneau dinspre Râșnov sau dinspre Bran, care au ales autostrada A1, un drum cu siguranță mult mai lung, dar mai lat. Mă întorc la aceeași opinie că un drum mai lat permite accesul mai multor mașini și au putut să ajungă mai repede spre București. Fiecare sfârșit de săptămână, dar și după sărbători, ambuteiajele parcă fac parte din peisaj pe Valea Prahovei. Dacă în trecut valea suna de claxoane și turiștii erau vizibil nervoși, acum totul s-a transformat în rutină. Până în cap, de ce ați văzut pe aici? Dacă la ora asta e așa, da, mai târziu. Cum e? V-ați înarmat cu răbdare? Cred că da. Ne-am învățat. Suntem învățați pe traseul acesta. Fac aglomerații. V-a crescut barba puțin în trafic. Puțin, da. Unde vreți să mergeți? La București. Și sperați să ajungeți când? Astăzi. Astăzi. Da. Atâta, asta e singura speranță. Reală. Se circulă, dar mai bine spus, se stă pe drumul național 1, pentru că după ce înaintează câțiva metri, șoferii sunt obligați să se oprească din nou în coloană. Viteza este una foarte mică, vom face și noi un experiment, plecăm în acest moment din Bușteni. După aproape jumătate de oră am făcut 9,1 km, ceea ce înseamnă că viteza medie de deplasare pe drumul național 1 a fost de 18 km pe oră. Aglomerația de pe litoral s-a mutat pe autostrada Soarelui. Mulți dintre turiști încep mâine serviciul, așa că nu au avut încotro și au plecat de la mare în această după-amiază. Corespondentul Realitatea TV, Bogdan Muzgoci, vine cu detalii. Bogdan, bună seara din nou. Spune-ne, te rog frumos, cum avansați, unde sunteți? Yeah.
Bună seara și bun găsit, suntem pe autostrada Soarelui, ne apropiem cu greu de București, asta pentru că am trecut printr-o zonă în care a avut loc un accident, o tamponare între două autovehicule, la kilometru 40 se întâmplă acest lucru, așa că dacă există cineva care ne ascultă acum să nu se panicheze, a fost blocat puțin traficul, însă polițiștii sunt acolo și îi direcționează pe șoferii. E aglomerată autostrada la această oră, foarte mulți turiști care mâine încep să lucreze au ales să plece astăzi, însă soarele care a fost pe litoral toată ziua nu i-a lăsat să plece chiar așa ușor, așa că au ales să se mai plimbe pe plajă și iată că într-un final tot au plecat târziu. Suntem și noi printre acești oameni care încearcă să ajungă acasă. Am plecat în jurul orei 16 din Mamaia și iată-ne, suntem acum aproape de București, în jurul kilometrului 30. Am oprit în câteva benzinării de pe drum și pur și simplu nu aveai cum să ajungi la toaletă sau să-ți cumperi o cafea, și asta pentru că foarte mulți turiști au oprit să se odihnească din cauza drumului obositor. Erau foarte multe autocare pline de turiști din toată țara. Sunt oameni care și-au petrecut mini-vacanța de 1 mai pe litoralul românesc și care, iată, se întorc acasă pentru că acest weekend prelungit se încheie în această seară pentru cei mai mulți dintre ei. Alții ne-au mărturisit astăzi că și-au găsit liniștea pe malul mării și că vor să mai tragă puțin de timp, așa că și-au luat și ziua de mâine liberă. Nu putem spune și noi același lucru, suntem de fiecare dată acolo unde arde și iată-ne, acum ne aflăm în trafic, în mers și ne apropiem de București, urmează să intrăm în capitală. Bogdan Muzgoș, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Nu doar șoselele s-au aglomerat, compania de transport feroviar pare pur și simplu depășită de situație. Așa se face că, deși numărul de locuri a fost suplimentat cu 10.000, trenurile care au venit de pe litoral sau de la munte au fost pline ochi de turiști. Până la București a fost aglomerat? Da, am stat oră în Constanța, a avut un tren întârziere, da. Și a fost destul de aglomerat. Cum a fost crăterea? Am stat mult, a întârziat trenul. Și a fost aglomerat? Da. Și au suplimentat, mi se pare, că trenurile. Și a fost suficient? Cred că da, noi am avut loc, ne-am cumpărat acolo o săptămână. Drumul de întoarcere de la mare pe calea ferată a însemnat aglomerație. Și asta în condițiile în care CFR a luat măsuri pentru a remedia această problemă. Ca să facă față numărului mare de călători, reprezentanții CFR au suplimentat personalul din gările dinspre litoral și dinspre munte. În plus, au fost scoase pe șine 100 de vagoane, ceea ce înseamnă circa 10.000 de noi locuri în trenuri. Nu de același tratament au avut parte turiștii care au ales o garnitură privată. Cum a fost călătoria? Super! N-a fost aglomerat? Nu, n-a fost. Ai prins loc? Da, am avut rezervare. Cum a fost drumul? Minunat, minunat. Ați avut loc? Da. Că am rezervat de dinainte. În tren ați prins aglomerație? Nu, am venit cu un tren privat și a fost ok. Și n-a stat nimeni în picioare? Nu, a fost ok. Pentru cu trenul privat, nu, cu rezervări, merge mult mai bine decât CFR-ul, am văzut că bagă și în picioare. Un bilet de tren de la Constanța la București costă aproape 60 de lei, iar călătoria durează aproximativ 2 ore și jumătate. Coloană de camioane de 5 km la Vama Nădlac de pe autostradă. Autotrenurile sunt parcate pe banda de urgență, deoarece circulația lor este restricționată pe teritoriul Ungariei până la ora 23 din cauza mini-vacanței de 1 mai. Poliția de frontieră a suplimentat numărul agenților și se lucrează pe toate benzile de ieșire din țară. Șoferilor li se recomandă însă să folosească alte puncte de trecere a graniței. Din cauza cozii de camioane și traficul pe autostrada Nădlac-Arad este îngreunat. Zeci de țări din întreaga lume au marcat astăzi ziua de 1 mai. În Turcia și în Franța, marșurile au luat o turnură violentă. La Istanbul, poliția a dispersat mulțimea cu gaze lacrimogene și gloanță de cauciuc. Autoritățile din Istanbul au oprit aproape 200 de persoane care mărșăluiau spre piața Taksim. Manifestanții au fluturat pancarte antiguvernamentale și l-au numit dictator pe liderul Recep Tayyip Erdogan. Poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i dispersa. În Turcia, adunările publice sunt interzise în piața Taksim pe fondul stării de urgență impusă după puciul eșuat de anul trecut.
Paris, protestele de 1 mai sunt o tradiție. De regulă sunt organizate de sindicate. Manifestațiile de anul acesta s-au împletit cu proteste față de Marine Le Pen, candidata dreptei radicale la alegerile prezidențiale. La Berlin, o mașină a fost incendiată înainte ca oamenii să iasă în stradă. Ich bin halt zu Besuch in Berlin und ich habe sofort gedacht, willkommen in Berlin. Es ist 1. Mai und das ist Randale, was hier passiert und wie man ja jetzt auch sieht, es ist ein Mercedes und also dieses Statussymbol für die Reichen. Oamenii care au ieșit în stradă la Atena au lansat și apeluri de solidaritate cu refugiații. Ziua Muncii a fost celebrată și în întreaga Asie. De la protestele filipinezilor pentru salarii mai mari la mitingurile nord-coreene, sărbătoarea a fost adaptată specificului local. Ziua de 1 mai este asociată pe plan internațional cu promovarea drepturilor muncitorilor. Ziua Muncii, sărbătorită de PSD, va slui printr-un marș. Potrivit news.ro, în jur de 100 de socialdemocrați s-au strâns în piața civică din oraș și apoi au pornit spre parcul Copou. PSD-iștii au împărțit baloane roșii și steaguri cu semnele partidului, dar nu mici și bere, așa cum se întâmpla în anii precedenți. Liderul filialei județene, Dumitru Buzatu, s-a declarat convins că cei care li s-au alăturat nu au nevoie de aceste bunuri. El a adăugat că fiecare este în măsură, citez, ca și aceste evenimente ale plăcerii în viața omului să și le asigure singur prin muncă. Astfel că cei care au participat la marș au cumpărat singuri mici când au ajuns în parc. Primarul Capitalei, Gabriela Vrânceanu Firea, are un mesaj pentru ziua de 1 mai. Munca cinstită, este un citat, este calea cea mai sigură către reușită, deci merită respectată, dar și sărbătorită. Așa cum se cuvine la un grătar tradițional într-o frumoasă zi de primăvară, a scris primarul general al Capitalei pe pagina personală de Facebook. Ea le mulțumește tuturor celor care au muncit alături de ea în primele luni de mandat în primăria Bucureștiului și încheie mesajul într-o notă optimistă. Aștept pozele voastre de la grătar și iarbă verde. Sunt mici, dar au o faimă mare. Îi găsești în bâlciuri, la marginea drumului, dar și în restaurantele de lux. Sunt vedetele zilei de 1 mai. Este vorba, așa cum ați ghicit, despre mititei la grătar. Nu toată lumea știe că aceștia au însă și o legendă proprie. Istoria lor începe pe strada Covaci, din centrul istoric al capitalei. Însuși numele localului anticipa inovația culinară. Cârciuma se numea la idee, deoarece meniul, alcătuit de umoristul Nae Orășanu, era deosebit. În meniul cârciumii de pe strada Covaci, pâinea se numea o abundență, ardeiul iute torpilă, iar gheața cremă de Siberia. Cârnații mari se numeau patricieni, iar cei mici mititei. Legenda spune că, într-o noapte de petrecere, cârciumarul a rămas fără intestine pentru prepararea cârnaților. Atunci, bucătarul a pus pe grătar amestecul de carne tocată. Așa s-au născut primii mici. Mici, dar complicați. Specialiștii spun că pregătirea mititeilor începe cu 24 de ore înainte de a fi serviți, iar detaliile fac diferența. Ingredientul de bază ar fi supa. Felul în care se face supa definește gustul pastei de mici ulterioare. În cârciuma de pe strada Covaci ar fi petrecut însuși Caragiale, amintește o gravură din localul redeschis acum câțiva ani. Clienții s-au schimbat, dar micii au rămas aceiași. V-am propus încă de la începutul acestei seri să lăsăm deoparte festinul culinar și să ne îndreptăm spre un alt soi de festin. Unul exotic, magic, plin de culoare, de parfum, dar și de istorie. Ei bine, în această călătorie, din această seară, ne poartă invitata noastră specială, scriitoarea, romanciera, scenarista, dar și regizoarea Doina Ruști. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara. Sunt tare curioasă cum a petrecut unul dintre cei mai apreciați romancieri ai timpurilor noastre, ziua de 1 mai. Oh, prin muncă, evident, nu este ziua muncii, prin muncă intelectuală. Am scris, am fost apoi până la Radio România Cultural, într-o emisiune, m-am întors, am scris din nou, am mai citit ceva și iată-mă aici. N-ați gătit nimic?
Poftim? Nu ați gătit nimic? Ah, nu, de 1 mai nu, de sărbătoare. Nu? De sărbătoare nu vă întreb asta întâmplător, știți că nu vă întreb asta întâmplător, pentru că da. În cărțile dumneavoastră gătitul este o adevărată artă și eram foarte curioasă cum credeți că ar arăta această sărbătoare de 1 mai în perioada pe care o descrieți dumneavoastră în cărți, perioada secolului XVIII. Dacă acum am trăit în secolul XVIII, spre exemplu, unde am regăsit micii? Am văzut mai devreme legenda micilor. Nu a lipsit de pe mesele da. Românilor în această perioadă. Da, bineînțeles, carnea tocată în toate formele ei, în toate formulele culinare, este o chestiune balcanică. Se regăsește la toate popoarele din Balcani și a fost mereu aici, în acest teritoriu. Noi nu putem să spunem că a fost luată cu tare mâncare de la cineva, pentru că toate se regăsesc în Grecia antică și în zona asta mediteraneană și apoi balcanică. Și cu siguranță și micii, care sunt de fapt un fel de chiftea, își au origini străvechi. Și așa cum se întâmplă de regulă, și au pierdut probabil numele lor original, pentru că aceasta este de fapt drama istorică. Numele se pierd și mâncarea, bineînțeles, se transformă, dar păstrează în esență exact acele elemente de bază. Și vă spun, carnea tocată, verdețurile, amestecul ăsta cu vegetale și carne, este foarte vechi în zona noastră. De aceea mă feresc să dau o dată a apariției micilor, de pildă. Ceea ce pot să vă spun este că în timpul copilăriei mele, micii erau mai scurți. Da. Da. Și asta, dintr-o dată, mă rog, e o glumă, asta dintr-o dată ne duce cu gândul la faptul că, de fapt, în fiecare epocă, cred că au suportat modificări. Cu siguranță nu conțineau euri. A, nu. Nu, asta este sigur, toată lumea se laudă cu lucrul acesta, dar conține probabil alte rele, pentru că mâncarea întotdeauna a avut câte ceva dăunător. Citeam ce a scris ieri pe Facebook. Orice mâncare ascunde o istorie complicată despre oameni și despre supraviețuire. Orice mâncare se leagă de aspirații, credințe și descoperiri minore care au pus umărul la marea istorie. Pare foarte complicată pentru noi. Această relație pe care o aveți dumneavoastră și cărțile pe care le scrieți cu gastronomia. Explicați-ne puțin. Sigur, bucătăria este exact ca și limba, un fel de conservă în care încă persistă toate lucrurile importante ale românilor. Dacă vrei să afli ceva important despre români, cu siguranță vei găsi cercetând cuvintele și cam același lucru se întâmplă și cu bucătăria. Este o luptă, vedeți, este de fapt centrul lumii, pentru că bucătăria în lumea arhaică și astăzi este de fapt la fel, s-a aflat întotdeauna în centrul casei, în centrul societății. Este singurul ritual pe care omul face de câteva ori pe zi și atunci el a creat în jurul lui o serie de legende, de povestioare, de simboluri, o țesătură extrem de complicată pe care o cunoaștem fiecare. Lucruri de genul, dacă mănânci aripă de pasăre o să fii ușor și o să zbori, dacă mănânci căpățâna unui animal și au fost nu știu câte mâncăruri făcute numai din partea asta, cu siguranță o să devii mai deștept. Și de aici, bineînțeles, o mulțime de alte lucruri care s-au păstrat încă din antichitate. De pildă, la Pliniu apare următoarea rețetă pentru a opri sângerările. Și anume, se ia sângele unui berbecuț sau unui țap și se amestecă cu coconari măcinați, se pune pe grătar puțin tel și după aceea se amestecă în mâncare și cu siguranță scap de orice sângerare, de orice hemoragie. Vă dați seama, și multă vreme lumea s-a tratat în felul acesta, deși asociația era una strict simbolică și la nivel de culoare. În ziua de astăzi, asta ar părea niște baliverne. Ar părea baliverne? Nu. Și astăzi oamenii cred tot felul de lucruri. Nu este balivernă, de pildă, o superstiție de genul în noaptea de anul nou trebuie să mâncăm struguri sau trebuie să mâncăm pește. Și totuși oamenii țin această
credință și, deși nimeni nu ia în serios, toată lumea o respectă. E un joc, de fapt, un joc care leagă mai multe zone ale existenței într-o poveste minunată care este, de fapt, istoria vie și aflată într-o permanentă transformare. Aveți atâta să ne spuneți despre bucătăria magică. Ce este bucătăria magică? Ce sunt bucatele rele? Cartea bucatelor rele? Da, Cartea bucatelor rele este, de fapt, simbolul central al ultimului meu roman, Mâța Vinerii. Este un rețetar care adună multe elemente din lumea medievală, dar și din lumea contemporană, din bucătăria bunicii mele și din bucătăria lui Brâncoveanu, de exemplu. Adică, și iertați-mă, sunt rețete pe care le putem face și noi acasă? Da, bineînțeles, nu sunt... Pledează pe ideea asta, voiam să spun, pledează pe ideea că orice mâncare în exces poate să facă rău. Cumpătarea este cheia, de fapt, bucătăriei. Acum, sigur, bucătărie magică, ne gândim imediat la lucruri nemaipomenite. Este deja un termen aproape tautologic, pentru că orice bucătărie este magică, este în centrul lumii. Și am să spun o istorioară legată de asta. În casa arhaică, bucătăria era reprezentată, de fapt, de o vatră. O vatră, am spune astăzi, tapetată cu cărămizi, da? Deasupra căreia era hornul foarte mare și totul se petrecea acolo pe această vatră, chiar și numele ăsta, vatra casei. Și acolo se făceau vrăjile, acolo se fierbeau medicamentele, se făceau elixirele și există o povestioară de genul ăsta despre, păstrată în cărțile de folclor, despre faptul că dacă te calcă cumva hoții, există o metodă sigură de a-i prinde și de a-ți recupera lucrurile furate și anume seara, după ce se termină mâncarea, te duci în vatra casei, iei cenușa și o cerni frumos să fie așa fină, apoi desenezi o harta satului, a străzilor de pe lângă tine, a caselor din satul respectiv și a doua zi vei găsi pur și simplu drumul hoțului de la tine, de la casa ta până la casa unde sunt ascunse lucrurile. Pentru că o muscă care de fapt păzește întotdeauna casa are grijă să-ți însemneze lucrul acesta, să-ți însemneze drumul hoților. Dar vedeți, asta e posibil numai pentru că ai desenat în vatra casei, adică în centrul ăla unde se fac toate lucrurile pe care le mânci, adică toate lucrurile importante din viața unui om. De unde această pasiune? Vorbeați mai devreme de bunica dumneavoastră. Îmi vorbeați de faptul că vă documentați foarte mult. Când scrieți, romanele pe care le scrieți sunt foarte, foarte bine documentate. Cât timp vă documentați? Și de unde, care sunt rădăcinile acestui apetit pentru istorie, pentru gastronomie, pentru magie, pentru vrăj, pentru toate lucrurile astea care, toate poveștile astea atât de frumoase? Sigur, romancierul este un om curios, altfel nu s-ar putea. Și curiozitatea mea de romancier stă la baza întregii realizări. Dincolo de asta, există și o pasiune pentru istorie și există și au existat, să spunem, și condițiile propice pentru asta în baza educației mele, pentru că m-am născut într-o casă străveche cu tradiții vechi și atunci când am început să citesc despre Fanarios, mi-am dat seama că, de fapt, casa bunicilor mei era în plină epocă fanariotă. Chiar și limbajul lor era foarte vechi. Conservaseră într-un fel o altă lume, stăduseră izolați acolo și faptul ăsta că era o casă foarte mare, cu multe obiecte vechi, cu foarte multe cufere, care mie mi se păreau îmbrăcate în piele de șarpe, pentru că străluceau, erau cu paiete, în sensul ăsta. O casă în care existau cotloane, existau multe camere, deja am spus, perdele la fiecare ușă, perdele vechi, țesute, mă rog, de pe vremuri, și în curte o sumă de acareturi,
de exemplu, aveau o magazie imensă în care încăpeau două trăsuri așa lejer și mai aveau alte multe lucruri acolo și mi-ar fi trebuit o viață să aflu toată istoria de dinainte, pentru că în vechime oamenii nu aruncau nimic. Da, nu se arunca nimic, totul. Există testamente, de exemplu, prin care oamenii își lasă rochii, le lasă prin testament, atât de prețioase era vestimentația pe vremea respectivă, costa bani. Etc. E bine, și având la bază principiul ăsta, să spunem, viața din Comoșteni, din casa bunicilor mei, m-a ajutat foarte mult. Și de aici pasiunea pentru istorie. Și am început să scotocesc, să caut, să merg la texte vechi. Istoria ieroglifică a lui Cantemir a fost un început, o piatră de temelie, îți dă limbajul pentru secolul XVIII. Și peste aceasta au venit manuscrisele, testamentele, lucrurile vechi, însemnările, însemnările de pe cărți, care toate oferă o informație extraordinar de bogată despre ceea ce a însemnat, de fapt, perioada asta a României moderne, perioada fanariotă. Din toate aceste informații pe care le-ați cules cu foarte mult sârg și cu foarte multă pasiune, sunt povești fascinante în cărțile dumneavoastră, și în manuscrisul Fanariot și în Mâța Vinerii. Povești fascinante, însă ambele au o bază reală. Cât din lumea de atunci mai există acum? Care dintre lumi vă place mai mult? V-ar fi plăcut să vă întoarceți în lumea de atunci? Dacă aș fi putut să călătoresc în timp, aș fi călătorit în viitor, bineînțeles. Dar este stimulativ să-ți cunoști trecutul fără să rămâi acolo blocat. Pentru că, așa cum spuneam chiar în ultimul meu roman, timpul trecut este un mort cu pretenții, un fel de câine care îți rupe turul, pe câtă vreme prezentul este o potaie care te păcălește să o ții în brațe, și dacă rămâi acolo, la ținutul în brațe, viața se blochează. Nu-mi place să rămân în trecut, ci îmi place să savurez trecutul, ceea ce este cu totul altceva. Dacă ar fi să punem în oglindă cele două Românii, cea pe care ați studiat-o foarte bine, a secolului XVIII, perioada fanariotă, și România anului 2017, cum este România de acum, a Doinei Ruștii, față de România din acea perioadă? Din punctul meu de vedere, lucrurile nu s-au schimbat fundamental. Și ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat? Da, cred că s-a schimbat forma. Bineînțeles, există forme noi, întotdeauna se întâmplă astfel. Dar, fundamental, nu cred că există diferențe foarte mari. Lucrurile care se petreceau atunci, și asta raportăm chiar și la mâncare, pentru că tot am vorbit despre lucrurile acestea. Am deschis discuția noastră, da. Exista o anumită apetență pentru mâncarea dulce acrișoară. Iată, asta este un detaliu al epocii fanariote. De pildă, oțetul era parfumat și dulce totdeauna. Se mânca, se consuma mult oțet de trandafiri, de zmeură, de prune. Da? Și pe fripturi se punea zahăr, se punea scorțișoară. De asemenea, existau o serie de mâncărici pe care le numeau plăcinte și care erau mâncate, de fapt, ca aperitive, un fel de omlete ușor dulci, cu ouă bătute, bineînțeles, și cu multă verdeață, cu sulfină, cu coconari măcinați, și pe deasupra se punea, bineînțeles, întotdeauna ceva dulce, un pic de oțet de trandafir sau de zmeură, un pic de zahăr, un pic de scorțișoară. Și asta era în introducere. Și vezi, zice, bine, dar s-au dus astea, sunt aproape turcisme, sunt balcanisme, nu sunt deloc, sunt ceea ce am spus acum, face parte din rețetarul lui Brâncoveanu, deci se mânca pe vremea aia la curtea sa, și astăzi s-a păstrat, de fapt, același gust, numai că, vedeți, mâncarea industrială a înlocuit oarecum mâncarea făcută acasă, și ea, această mâncare industrială, conține foarte mult zahăr. Nu există conservă în care să nu fie zahăr, să nu fie... Da, zahărul, de fapt, care era o delicatesă era destul de ieftin, se găsea. În primul rând, era de două categorii, venea
și din Grecia venea și din Turcia. Există niște liste de cumpărături publicate de Vea Urechea în istoria românilor și de acolo, din listele respective, ne dăm seama că zahărul totuși nu era un lux. Se putea cumpăra lejer, nu mai mi-amintesc acum cât, dar asta știu că era destul de acceptabil prețul și că tocmai pentru că de aceea nu lipsea din bucătărie. Nu exista mâncare în care să nu se presare și puțin zahăr. Dincolo de această viață culinară extrem, extrem de complexă, încă din primele pagini din Mâța Vinerii, am regăsit ceea ce noi numim astăzi șpagă. Căruța de poștă era plină. Personajul principal a scos punga, vizitiul i-a găsit un loc bun, la geam. Cam așa stau lucrurile și astăzi, nu? Da, bine, despre asta se tot vorbește. Nu, eu nici nu vreau să vorbesc critic despre șpagă, despre bacșiș. Ele fac parte din cultura balcanică și pornesc de la o mentalitate care la origine era sănătoasă. Nu te poți duce la cineva cu mâna goală. Asta era, de fapt, de aici pornește totul. Că ea să te duci a degenerat, da, exact, că ea a degenerat pe parcurs, că s-a extins, că s-a transformat într-o epidemie, la asta, desigur, a contribuit o istorie care n-a fost totdeauna foarte dreaptă, o istorie care mergea cam în felul următor. De pildă, pe vremea lui Brâncoveanu, când a existat oarecare libertate și știm că el a fost un domn care s-a mișcat destul de bine în relația lui cu turcii, la un moment dat are loc un mic conflict, nu o să-l mai spun aici, decât că voievodul extrem de preocupat de faptul că ar putea să-și piardă tronul, se duce să repare conflictul respectiv și îl întâmpină pe unul dintre musaipii, dintre trimișii special ai turcilor, în felul următor. Cu o cădelniță, cu o afumătoare, ca să parfumeze locul, cu niște muscus, care era, de fapt, un parfum pe bază de mosc, foarte diluat însă, pe care îl aruncă, de asemenea, în fața turcilor, pe o bucată lungă de drum, de la Giurgiu, mă rog, o bucată foarte lungă face lucrul acesta. Și, de asemenea, în urma lui veneau câțiva care dădeau bani, dădeau inele, cesulețe, cadouri, anumitor personaje care erau importante din anturajul sultanatului. Și aceasta o făcea pentru a repara, de fapt, o greșeală de diplomație. Și lucrul ăsta nu îi se pare deloc uimitor. Chiar spune că a doua zi, anonimul Brâncovenesc consemnează că a doua zi domnul a răsuflat ușurat pentru că lucrurile fuseseră reparate. Dar fuseseră reparate în felul acesta. Deci, cadourile făceau parte din obligația omului care era, de fapt, supus, care avea stăpân, care trebuia, de fapt, să-și plătească niște datorii față de altul. Și de-a lungul timpului, normal că această mentalitate a degenerat. A degenerat. Cele 400 de pungi cu bănuți pe care le plătea orice grec, nu? Ca să fie făcut, spuneți, un preț modest, da. Ca să fie făcut principe și stăpân peste o țară valahă, cam atât valora atunci. Da, România? Mai mult sau mai puțin, dar cam acesta era prețul pentru tron, pentru că există tot felul de scrisori în care boierii se agită, strâng bani ca să cumpere tronul sau îl susțin pe unul să-și cumpere tronul și tot așa. Și din aceste detalii am dedus prețul ăsta, care era aproximativ 400 de pungi de galbeni, adică era totuși mult. Era foarte mult, însemna cam cât două moșii, cred, din astea foarte mari, cu populația, cu sclavii respectiv, cu tot. Și sigur nu era la îndemâna oricui, dar nici nu era o sumă pe care să n-o poată până la urmă strânge. Lucru care, de asemenea, a rămas în uz și astăzi, nu? Doar că nu ne mai oprim la 400 de pungi cu bănuți. Nu, dar orice funcție presupune un efort, da, care echivalează. Și întotdeauna se găsește cineva care, exact, oricum să dea, să facă acest efort. Exact. Ca să vă citez. Da. Și efortul ăsta, hai să nu spunem că e totdeauna financiar. E vorba și despre schimburi de servicii. Dar a rămas, este în uzul oamenilor. Relațiile omenești așa funcționează. Și nu numai la noi, peste tot. Inclusiv dorința de putere, nu? Absolut. Se păstrează exact în aceleași proporții? Normal. Întotdeauna au existat câțiva oameni care
au avut atâta energie încât să și-o risipească, să poată să și-o risipească pentru a fi în frunte și în umbra lor au tăiat disperații. Asta s-a întâmplat în toate epocile. Da? Există o clică învingătoare și în spatele ei o sumă de profitori. Și cam așa se petrec lucrurile și astăzi. Nu numai în ceea ce privește, să spunem, puterea vizibilă, politică, de exemplu, ci și în celelalte domenii ale vieții, chiar și în, să zicem, într-o zonă atât de obscură ca cea artistică, scriitoricească, lucrurile se petrec la fel. Spuneați că fiecare timp ar trebui judecat după faptele care l-au oprins. Ce fapte credeți că au oprins timpurile noastre? Da. Eu cred că epoca strict contemporană începe în momentul în care s-a generalizat plagiatul. Cred că atunci a fost începutul noi ere în care trăim acum. Până acolo, adică până prin anii 90-2000, pentru că atunci s-a produs catastroficul, s-a produs dezastrul, de fapt, până atunci a existat o aparență pe care o sumă de oameni, dintre cei cu putere decizională, s-au străduit să o păstreze, aparența aia. Dar pe la începutul anilor 2000, plagiatul s-a generalizat. Și o să zice ce contează plagia, acum de asta stăm noi. Dar e vorba despre furtul care nu a mai contat, despre faptul că oamenii n-au mai, în fine, n-au mai fost mișcați, atinși de impactul moral al acestui furt. Și în momentul ăla în care nu mai contează o chestiune care e importantă, înseamnă că valorile se schimbă. Și nici nu merită să spun că asta este bine sau rău, sau, ci pur și simplu marchează o altă epocă și marchează o altă viziune asupra ierarhiilor. Ce ați descoperit? Cum credeți că, nu știu, care ar fi principalele caracteristici pe care le are poporul român în urma descoperirilor pe care le-ați făcut în toată această muncă imensă de documentare? Aș putea doar să spun ce mi-ar plăcea. Calități mie și defecte. Și apoi ce v-ar plăcea dumneavoastră? Nu știu, din marea documentare pe care adică mi-ar plăcea ca oamenii să se întoarcă la cuvintele vechi. Mi-ar plăcea ca oamenii să reevalueze niște moșteniri chiar foarte firave. Să nu ne repezim imediat și să spunem că astea sunt, astea sunt luate de la turci, astea sunt luate de la polonezi. Există lucruri pe care și polonezii le-au luat de la noi. Adică s-a întâmplat și invers. Ar trebui să vedem și invers. Asta este o chestiune pe care eu mi-o doresc și pe care cred că o putem realiza în primul rând întorcându-ne la vocabular, care este până la urmă singurul bun pe care îl păstrăm. Cât privește, nu știu, calitățile, am pierdut puțin ideea, cât privește calitățile pe care mi le-aș dori, nu știu, nu m-am gândit la asta scriitoricește, vorbind, nu știu, din trecut, din documentare, se naște de regulă o poveste și nu spui problema dacă povestea aia va avea impact moral sau nu. Când o scrii, ești acolo, faci parte din ea și cam atât. Se termină. Mi-ar fi plăcut ca în documentarea dumneavoastră să găsiți și o poțiune pentru a opri timpul în loc. Din păcate, timpul ne presează. Vă rog, renoiesc cu această ocazie invitația de a veni aici în studioul Realitatea TV. Este o adevărată plăcere discuția cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Am stat de vorbă cu scriitoarea Doina Ruști. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză de publicitate. Teste germane, calitate germană. Barrier, ferestrele care îți protejează căminul. Construiești sau renovezi? Folosește ciment CEMROM și liant Multicem. Sacii CEMROM norocoși îți aduc un premiu Bosch. Meseriașii buni lucrează curat. Alege CEMROM. Încă mai aștepți programul Rabla? Vino acum și profită de noua ofertă Easy Start pentru Fiat Tipo. De la 7.980 euro plus TVA.
Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment. Pentru o digestie eficientă. Săptămâna reducerilor la Christian Tour. Doar azi ai reduceri early booking fabuloase. La o mulțime de pachete selecționate. Rezerva acum, sună la 0219247 sau intră pe christiantour.ro. Poartă ținute care îți reflectă încrederea. Mai ales acum când ai 30% discount pentru toate produsele de pe fashiondays.ro. Intră în aplicația mobilă sau pe fashiondays.ro. Livrarea și returul sunt gratuite. Fashion Days. Dacă ai o bilă leneșă, antrenează cu Anghirol. Anghirol crește puterea contractilă a căilor biliare și stimulează producția și fluxul de bilă. Anghirol, antrenorul natural al bilei leneșe. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Ziarul Universul Cărții și editura Orizonturi îți oferă de marți 2 mai romanul Iubiri mistuitoare, Tereze Tien, scris de autorul celebrei Via Mala. Află întâmplările uimitoare prin care trece o tânără plecată să-și caute norocul. Nu rata romanul Iubiri mistuitoare, acum la numai 15,99 lei. Urmează joi, 4 mai, Istoria Romei Antice, o carte despre mărirea și decăderea celui mai mare imperiu al epocii, la doar 16,99 lei. Pentru cele mai bune ferestre, profile de top Rehau. Momente de hiperexcitabilitate? Sau treci uneori prin stări de confuzie? Și tu te simți copleșit? Deficitul de magneziu poate amplifica efectele stresului. Magnerot conține orotat de magneziu care se absorbe rapid în organism și te ajută să depășești perioadele de supra-solicitare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Atâtea aventuri! Un singur Wizz. Alege una din destinațiile noastre însorite din România la 19 lei. Pe wizz.com. Lucrul cu documentele într-o organizație poate fi o adevărată provocare. Căutări, întârzieri, drumuri, nervi și timp pierdut. Cum ar fi dacă am simplifica lucrul angajaților, dar și viața oamenilor? Aplicația eregistratura.ro te ajută să transformi documentele scrise în documentele electronice accesibile online pentru toți cetățenii. Acum, documentele pot fi administrate eficient, rapid și transparent. Eregistratura.ro. Orice document la un click distanță. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicăr sec mobilier grădină, masă, bancă și două scaune incluse la doar 449,90 lei. Practicăr, de la casă, la casă. Come on and light it up. Huawei pe 9 Lite 2017, în magazinele Orange și pe orange.ro. Vino la Intersport și ai reduceri de până la 50% în mijlocul sezonului. Pantofi Converse Star Player la numai 169,99 lei. Ofertă disponibilă online și în magazine. Trăiește Intersport, Sport to the People. Știi momentul ăla când zici că în sfârșit ai terminat de renovat? Și după aia, ieși până afară. Vino la Dedeman și ia-ți tencuiel ceresit 25 de kg de la 109 lei. În plus, ai 15 rate fără dobândă prin card avantaj pentru tranzacții de peste 1000 de lei până pe 24 mai. Detalii în magazine. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Crazy Days la EMAG. Prețurile au luat-o razna. Cumpără acum pachet promoțional de încorporabile Hansa format din cuptor electric și plită pe gaz cu arzător wok la doar 899 de lei. EMAG. Cum ar fi să existe doar un singur fel de mâncare? Și un singur program la televizor? Ori doar aceeași pagină de internet? Cum ar fi să avem toți același gel de duș? Pentru dorințe diverse și nevoi diferite, Family Care îți oferă cea mai variată gamă de mici ajutoare pentru confortul vieții tale. Family Care. Ocrotește, iubește, îngrijește. Vrei să scapi de cearcănele și pungile de sub ochi chiar acum? Încearcă Remescar și convinge-te! După o singură aplicare pe zi, Remescar diminuează în doar câteva minute cearcănele și pungile de sub ochi. Este demonstrat clinic că reduce instant cearcănele și pungile de sub ochi cu până la 75%. Dacă nu ești mulțumit de rezultate, Remescar îți dă banii înapoi. Produsul este disponibil doar în farmaciile SensiBlue.
Profi ține prețurile mici. Acum la Profi, cașcaval Proxy din lapte de vacă la doar 16,90 lei kilogramul și 20% discount la înghețată gama Augusto Bambo. Profi, mai ieftin, mai bun, mai aproape. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. În această seară, de la ora 21, criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu este invitatul lui Octavian Hoandră. O discuție despre proiectul maghiar Trianon și despre lipsa acțiunilor României adresate străinătății. În timp ce Ungaria investește în dezinformare, România nu are un proiect despre centenar, iar marii intelectuali tac cu distinție aristocratică. Iar de la ora 22:30 urmărește o analiză a fenomenului sportiv mondial și românesc. Ce se ascunde în spatele uriașelor sume de bani tranzacționate în sport, cum sunt folosite marile figuri ale sportului în jocurile de influență și ce mai reprezintă simbolurile naționale în lupta pentru supremația pe scena sportivă a lumii. Alături de Octavian Hoandră vin Horia Alexandrescu, Daniel Nanu, Răzvan Boanchiș, Cosmin Gușă și Nicolas Don. În această seară, într-o ediție specială, Realitatea Românească. Am întors la jurnal, selfie-urile pot fi în anumite cazuri letale. Este cazul adolescentului de 16 ani, electrocutat pe podul Herăstrău în timp ce încerca să imortalizeze momentul. După mai bine de o lună de la incident, medicii de la spitalul unde era internat băiatul au anunțat astăzi decesul lui. O fotografie i-a adus moartea unui alt tânăr care a căzut în gol 4 metri de pe un zid al cetății Devei în timp ce încerca să-și facă o poză într-o zonă interzisă. La capătul unei cine cu Theresa May, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a spus premierului britanic că este de 10 ori mai sceptic decât înainte cu privire la Brexit. Informațiile despre discuția celor doi au fost publicate de către presa germană, dar guvernul de la Londra le-a respins. Detaliile de culise au fost publicate de către jurnaliștii germani care au vorbit cu numeroși apropiați ai lui Jean-Claude Juncker. Oficialul european ar fi spus că șansele ca negocierile cu Marea Britanie să eșueze sunt mai mari de 50%. Theresa May ar fi răspuns lui Juncker la cină că Londra nu datorează niciun ban Uniunii Europene. Liderul britanic ar mai fi declarat că problema cetățenilor europeni care trăiesc în regat poate fi rezolvată în faza incipientă a negocierilor. Nu doar Brexitul dă bătăi de cap Uniunii Europene, ci și alegerile din Franța. Candidatul pro-european Emmanuel Macron a avertizat că UE trebuie să se reformeze. În caz contrar, Franța o va lua pe urmele Marii Britanii. We have to reform this Europe. We need a new European Union in situation to protect our people and to regulate our globalization. If the day after I decide to follow up and pursue the current functioning of the European Union, I will betray my people. I don't want to do so. Because the day after we will have a Frexit or we will have the Front National again. Prime Time News, ora 20, continuă, doamnelor și domnilor, cu datele despre vreme. Vă sunt aduse de Nora Dincă. Eu sunt Elia Vrânceanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și mâine seară, ca de obicei, începând cu ora 18. Nu ratați imediat după jurnal, la 21 fix, vă așteaptă Octavian Hoandră și emisiunea Realitatea Românească. Rămâneți cu noi! Găsit din nou tuturor! La noapte cerul va fi variabil, doar izolat în primele ore ale ei. Vor cădea ploi slabe în zona de munte, vântul va sufla slab și moderat, cu ceva intensificări în zona montană, îndeosebi pe crestele înalte. Temperaturile minime, cele cu care ne trezim mâine în zori, vor fi cuprinse între 4 și 14 grade Celsius, iar în zonele joase, pe spații restrânse, vom avea un pic de ceață. Mâine, cald în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, mai mult senin, cu unele norări în vestul și centrul țării, precum și la munte, unde pe arii restrânse vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, posibil și de intensificări de vânt, dar tot așa pe perioade scurte, doar cât plouă. Temperaturile cresc considerabil chiar și în zona montană, însă devenind și acolo mai cald decât normalul momentului.
La mare, maximele vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius, deci acolo mâine se anunță o zi minunată. Din păcate, aș spune că știu, trebuie să veniți cu toții acasă la truda zilnică. În București, o noapte cu cer variabil ne așteaptă, cu vânt slab până la moderat, o minimă de 9-11 grade, da, cu atât ne trezim mâine. Iar ziua va fi scăldată în soare pentru București de dimineață până seara, astfel că deja vom vorbi de temperaturi mai ridicate și aici decât ar fi normal la început de mai. 90 grade, vă spuneam, în zori, 27 la amiază. Atât pentru moment. Găsiți mai multe pe realitatea.net la secțiunea Vremea. Numai bine să vă fie! Prima Stila, savoarea rafinamentului de la prima picătură. Este o nouă energie în România. Sursa ei, oamenii. Și o simțim cu toții în orașe, la muncă, pe stradă, în fiecare casă. La Enel vrem să contribuim cu energie simplă care să devină energie pozitivă în viața ta. Acum, oriunde în România, poți alege avantajele și stabilitatea ofertelor Enel pe piața liberă. Alege abonamentul de electricitate sau gaz care ți se potrivește pe enel.ro. Energie simplă pentru energie pozitivă. Enel. Teste germane, calitate germană. Barrier, ferestrele care îți protejează căminul. Oferă-i căminului tău un plus de protecție. Economisește energie cu noile ferestre Barrier 80 Plus placate cu aluminiu. Griji legate de probleme neprevăzute de sănătate? Tratează-le cu asigurarea de sănătate SanaPro, remediul antistres de la Allianz Țiriac. Află detalii pe allianzțiriac.ro. Săptămâna reducerilor la Christian Tour, doar azi e reduceri early booking fabuloase la o mulțime de pachete selecționate. Rezerva acum, sună la 0219247 sau intră pe christiantour.ro. Fii unul cu inovația și primește victoria. Anvelopele Hankook și Real Madrid. Împreună suntem unul. Fii unul de-al nostru. Anvelopele Hankook, partener global al Real Madrid. Bărbații ăștia cum trebuie. Oare de unde vin? De la serviciu. Și încotro se duc? Acasă. Și ce fac ei între destinațiile astea importante? Am eu o idee. Puternică și amăruie. Și eu. Bărbații cum trebuie se împart între serviciu și acasă, dar fix acolo, între bea un Neumarkt cu gust puternic și amărui. Gata, nici picior de monstru săpat. Sigur? Da, tati, poți să dormi liniștit. Ai puterea să fii acasă de oriunde. Acum te simți liber în roaming în Europa. Ai aceleași beneficii din abonament, fără extra cost și Huawei P9 Lite la preț special în cea mai mare rețea 4G din Europa. Vodafone. Profi ține prețurile mici. Acum la Profi. Cașcaval Proxy din lapte de vacă la doar 16,90 lei kilogramul și 20% discount la înghețată gama Augusto Bambo. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Ziarul Universul Cărții și editura Orizonturi îți oferă de marți 2 mai romanul Iubiri mistuitoare, Tereze Tien, scris de autorul celebrei Via Mala. Află întâmplările uimitoare prin care trece o tânără plecată să-și caute norocul. Nu rata romanul Iubiri mistuitoare, acum la numai 15,99 lei. Urmează joi, 4 mai, Istoria Romei Antice, o carte despre mărirea și decăderea celui mai mare imperiu al epocii, la doar 16,99 lei. Tu ai trăit mereu într-o continuă competiție și ai crezut că un grătar perfect e un fel de știință exactă.
Dar iată cum noul tu învață că prietenia e mai gustoasă decât orice victorie. Kaufland. Noul tu trăiește fresh. O oază de relaxare în Delta Dunării. Puflene Resort. Destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. Bunul gust, rafinamentul și eleganța te vor surprinde la fiecare pas. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri. Piscină de mărime olimpică, un peisaj de bas. Puflene Resort, un nou etalon al ospitalității din Delta Dunării. Renault Clio, disponibil acum de la 7.900 de euro, fără rival în programul Rabla. Swissair Repair System. Disponibil doar în farmacii. Mașinile de curățat cu înaltă presiune Bosch AquaTac. Curățare eficientă pentru terase, alei, pietre de pavaj și podele, precum și pentru automobile, mobilier de grădină sau biciclete. Până pe 24 mai, mașinile de curățat Bosch din promoție îți aduc un premiu pe loc și o bicicletă electrică prin tragere la sorți. Detalii în magazine și pe bosch-aqt.ro. Bosch. Tehnică pentru o viață. Reduceri fabuloase la Christian Tour. Doar azi ai tarife incredibil de mici la o mulțime de pachete selecționate. Rezervă acum vacanța ta de vis. Sună la 021-9247 sau intră pe christiantour.ro. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment. Pentru o digestie eficientă. Quantum Dot. Lumina. Pictează lumea într-un miliard de culori. Lumina îndepărtează umbrele chiar și în cele mai întunecate clipe. Lumina dă culoare iubirii și pune în valoare strălucirea momentului. QLED, noua generație de televizoare. Fiecare copil contează. Fereastra secției de neonatologie de la Maternitatea Odobescu din Timișoara se aud în fiecare zi glasurile copiilor care se joacă în curtea școlii de vis-a-vis. În spital, zeci de bebeluși născuți prematur așteaptă cu minți în incubatoare ziua în care soarele și lumea de afară le vor putea fi prieteni, nu dușmani. Asta e o altă căsuță, vezi? Ăștia-s căsuțele voastre, mami. Ioana s-a născut pe 19 februarie și de atunci a crescut într-un incubator donat de Salvați Copiii. Astăzi poate pleca în sfârșit acasă, unde o așteaptă frățiorul ei mai mare, născut acum câțiva ani, tot prea devreme. Pentru noi, incubatorul înseamnă viață. Viața copilului nostru. Și mama Aniei are acasă un alt copil născut înainte de termen. Eu sunt din Deva, de exemplu. Să nu-ți vezi familia poate decât la sfârșit de săptămână, unele poate nici atâta. Mai mult e greu. Dacă mai ești un copil acasă, și mai greu. E și mai greu. L-auzi pe celălalt vorbind în telefon, mami, când vii acasă, dar ce face surioara, dar ce face bebele meu, îți așa face pielea găină. Sunt două povești trase la Indigo, povești cu patru copii care n-ar fi avut nicio șansă fără incubator. Incubatorul în sine, când s-a inventat, da, a avut un impact mult mai mare decât orice medicație, decât orice, decât ventilatorul, da, neonatal, în a salva copiii. Pentru că într-un incubator, poate sunt 20 de copii, da, trec unul după altul, poate din ăștia 20, 2-3 au nevoie de un sistem de ventilație. Incubatoarele de la secția de neonatologie a Maternității Odobescu din Timișoara merg fără oprire de ani de zile și sunt mereu pline. Unul dintre ele stă în priză de 8 ani. Sute de prematuri din Timiș, dar și din județele învecinate, depind de tehnologia de aici și de devotamentul medicilor ca Gabriela Olariu, care le construiește bebelușilor niște cuiburi din